Cum se simte să fii primul sub linie la un examen important? Doar câteva sutimi diferență la repartizarea pe liceu au schimbat viața unor adolescenți care își doreau să intre la cel mai râvnit profil din București. Media 9,95 a fost vârful, iar 9,92 n-a mai fost de ajuns. Specialiștii în educație îi asigură pe elevi, le reamintesc că valoarea lor este aceeași, indiferent de note și de sisteme de distribuție. Carina are media 9,92 și s-a clasat mai jos de poziția 200 în ierarhie. Chiar și așa n-ar fi putut să intre la cea mai dorită clasă din București, profil matematică-informatică bilingv de la Colegiul Sfântul Sava. Am avut prima opțiune laser științele naturii, am avut mate info și apoi am pus Sava. Mate info bilingv, 9,95 ultima medie. 9,92 am avut. Îți pare rău? Nu-mi pare, îmi plăcea mult mai mult la laser. Diferențele de 2 sau 3 sutimi au schimbat complet traiectoria unor elevi. Diferența între un copil cu 9,92 și un copil cu 9,90, diferența între ei de cel puțin 500 de copii. Au fost notele foarte mari și multe. Probabil dacă puneam prima opțiune, aș fi intrat. La câta opțiune ai intrat? La a doua. Prima care era? Laser și matinfo. Un vis împlinit, da, ne-am pregătit și ne doream foarte mult. Când un liceu este bun, evident că părinții își doresc să ajungă copiii aici, în mediul acesta, unde se pot dezvolta. Cum credeți că îi afectează dacă nu ar fi reușit, de exemplu, să intre la... Wow, nici nu vreau să mă gândesc, vă spun sincer, atât de... mult și-a dorit acest liceu. Ceea ce unii dintre elevii de top numesc eșec acum nu e deloc așa. Inflația de valori este explicată de specialiști prin subiectele prea ușoare făcute de Ministerul Educației. Cum într-o clasă media minimă de admitere să fie 9,95 din 10 puncte? Așa ceva este absurd. Aceste medii mari rezultă din probleme foarte ușoare. Și atunci înseamnă că ele, de fapt, nu reflectă corect câtă carte știu copiii pe bune. Caruselul emoțional poate fi extrem de periculos pentru un adolescent dacă familia nu-l susține în această perioadă. Poate fi o revoluție în sufletul copilului care nu a intrat acolo unde și-a dorit. Cel mai rău lucru pe care îl putem face copilului nostru este să impunem cumva propriile noastre standarde, acelea pe care noi nu le-am atins. Este clar că e necesară școala părinților. La polul opus sunt și copiii care au intrat la liceu cu nota 1. 1, 2 sau chiar 3 și nu sunt deloc puțini, iar în foarte multe dintre cazuri diferența de punctaj este uriașă între media din gimnaziu și media pe care au obținut-o aceștia la examen. De exemplu, acest elev are media de absolvire aproape 9 și a luat la examen 3,97. Gimnaziul nu l-a mai salvat în clasament, pentru că anul acesta examenul a contat 100% la repartizare. Din 2027 însă admiterea la liceu se va face și cu evaluarea națională, dar și cu testare proprie la colegiile de top din țară.